Arcu a declarat de mai multe ori că România nu e pregătită pentru legalizarea parteneriatelor civile. Din punctul nostru de vedere, și sondajele o arată, România este pregătită pentru legalizarea parteneriatelor civile și o majoritate a românilor spun că viața lor nu s-ar schimba dacă s-ar legaliza parteneriatele civile. De altfel, noi am lansat și o listă de 52 de măsuri pentru comunitatea LGBT, măsuri pe care le cerem de la clasa politică din România. Și am venit astăzi la PSD ca să îi transmitem un mesaj domnului Ciolacu că România este pregătită. Am adus aici indexul egalității cu cele 52 de puncte pe care noi le cerem de la clasa politică. Sunt chestiuni ce țin de familie, de recunoașterea juridică a identității de gen, de acces la servicii publice, sănătate, educație, și toate acestea sunt agenda comunității LGBT, mai ales în acest an atât de complicat. Pe lângă acest index pe care îl dăm domnului Ciolacu, am venit să îi dăm și o cană. Avem o cană pe care noi am făcut-o, care într-o parte spune legea gravitației înainte și legea gravitației după legalizarea parteneriatelor civile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de fapt nu se schimbă absolut nimic, nici legile fizicii, nici situația românilor nu se schimbă după legalizarea parteneriatelor civile. Un deziderat care ar trebui să-l pună pe domnul Ciolacu alături de partenerii lui de la socialiștii europeni. I-a mai adus domnului Ciolacu și un barometru de opinie pe care noi l-am scos, în care românii își spun părerea cu privire la parteneriatul civil și alte subiecte. Mai bine de 60% dintre români spun că viața lor nu s-ar schimba dacă se legalizează parteneriatele civile.